Un întreg scandal din nou a izbucnit între și voare ca personaje principale pe tine și pe Mădălina. Știm așa ce s-a întâmplat, dar aș vrea să aflăm și versiunea ta și partea ta de adevăr. Uite, ce ai zis tu mai înainte, cam asta aud și eu zilnic și am decis prin intervențiile pe care Oana, producătoarea, a dorit ca să intru și m-am gândit că e bine să intru, deși nu prea vreau să intru în subiecte de genul ăsta și tocmai că decizia Mădălinei aparține și am zis că stau deoparte. Dar uite, cum ai zis tu, că niciodată, astea nu sunt cuvintele mele, am auzit până acum tot felul de interviuri care mi-a folosit numele meu, că eu am zis, eu n-am dat niciun interviu de când am vorbit Mădălina niciunde, n-am vorbit cu absolut nimeni, n-am vrut să vorbesc cu nimeni, dar am decis să intru și să clarific lucrurile și lumea să nu facă subiecte fără a spune eu ceva. Deci, sunt surprins, sunt, nu știu cum să zic, dezamăgit sau... pentru că sunt convins că din cauza aia Mădălina niciodată n-a vrut să-mi zică ceva deschide. Știe cum gândesc, știe ce îmi doresc, știe ce fel de viitor. Ești dezamăgit, Nick? Scuze-mă că te întrerup, ești dezamăgit, ești, nu te așteptai? Te refer la noul business despre care Mădălina a vorbit, da? Este acest salon, acest studio, cum să-i spunem, de videochat, pe care ea intenționează, urmează, este pe punctul de a-l inaugura și această idee pe tine te-a lezat foarte tare și nu ești de acord cu ea. Zic bine? Eu cred că vă dați seama și cred că toată lumea își dă seama de ce Mădălina, care a fost atât de transparentă cu mine în toți anii ăștia și am fost atât de transparent și a ascuns acest lucru de mine, pentru că știa mentalitatea mea și gândirea mea. De ce spui ascuns? De cât timp avea ea această idee în minte? De cât timp își dorea să facă acest business? Nu cred că am putut gândi eu în relația mea cu ea că va ajunge la astfel de decizie. Deși întotdeauna am fost foarte îngrijorat de plecarea ei în România, pentru că Mădălina... Ai simțit că ceva nu e în regulă, nu? Poftim? Ai simțit că plecările astea ale ei înapoi în România nu sunt în regulă? Da, am simțit tot timpul și întotdeauna m-am îngrijorat de șederea ei în România, pentru că, bineînțeles, ea poate fi influențată foarte ușor și poziția ei când este cu mine sau relația noastră împreună care am avut-o fizic... face-to-face a fost o relație frumoasă, o relație pe care nu cred că putem să o aruncăm sau sentimentele e foarte care adevărat. Există Nic, spune-mi, între te rog. Noi nu pot să fie chiar aruncate și să nu mai avem sentimente, dar decizia ei aparține și chiar dacă eu nu sunt de acord și a fost liberă din partea mea întotdeauna să-și aleagă drumul pe care își dorește, chiar nu mă așteptam la o astfel de decizie care a luat-o. Nic, spune-mi, te rog, ce crezi că s-a schimbat? Ce crezi că s-a schimbat în mintea ei sau de ce s-a schimbat? Cred că dacă îmi zicea mie și vorbea cu mine, era mai bine să fi ales calea aia și să fie stat de vorbă, dar poate că știa că o să o conving să nu... Dar ce crezi că a determinat-o să ia această decizie și să se gândească la un astfel de business? Poate chiar problemele financiare? Pentru că tu ai spus la un moment dat, ai oferit o declarație acum câteva zile, ceva de genul, în care ai spus că i-ai închis robinetul sau că nu mai ajuți, ceva de genul. Poate că și a strâmtorată, nu? Și băi, asta a fost una financiare. Din deciziile mele care a fost luată... Trei copii. Cum v-am declarat înainte, a fost una din deciziile mele care a fost luată pentru faptul că am dorit ca să-și facă o decizie finală și să nu mai meargă dintr-un loc în altul. Și dacă decizia asta a fost luată că robinetul să fie închis, a fost luată în... să fie un bine, nu să fie un rău.
Adică eu asta am văzut și asta am realizat că trebuie să fac. Eu întotdeauna am fost lângă Mădălina și am avut o relație pe care o știți de ani de zile și sentimentele nici la ea nu cred că sunt aruncate la gunoi, nici la mine, dar că nu sunt de acord, nu sunt de acord sau vă dați seama că Linda, am să te întreb care... ceva, poate un pic mai personal. De ce nu ești de acord? Pentru că, din câte înțeleg, ea patronează acest business, da. Nu va lucra sau nu este angajata cuiva care deține un salon, ca să mă exprim. Da. Eu nu pot să zic absolut nimic. Dacă ea a luat decizia asta, asta înseamnă că rămâne în România, așa cum am auzit interviul. Să nu credeți că eu trebuie să am niște discuții prin televiziune ca să vorbesc cu Mădălina sau am auzit și subiecte de genul ăsta. Dar dacă, de exemplu, ți-ar fi cerut voie să facă lucrul ăsta în America? Noi avem comunicații tot timpul și nu cred că ar trebui și acum, ca și când îi dau un răspuns lui Mădălina. Eu nu nici n-aș fi vrut să intru deloc, dar... Și sper să mă înțeleagă toată presa, că mă sună toată lumea, Nic, cred că din România. Nic, dar avem o întrebare pentru tine. Crezi că dacă ți-ar fi cerut să fac acest salon în America și să fii partener cu ea, ai fi refuzat-o? Crezi că ar fi crezut că o refuzi și de-aia a vrut să-l facă în România? Depinde ce e în jurul tău. Deci în jurul meu n-aș putea face un astfel de business, chiar dacă e profitabil și știu că este profitabil și știu că va fi un business de succes pentru Mădălina, dar în jurul meu și în fiecare avem o viață și fiecare avem relatives, adică neamuri și familie și asta nu... aș putea să fiu de acord să deschid un business. Părinții mei încă trăiesc, nu? Pe de altă parte, Nic, acest business o face pe Mădălina independentă financiar și nu cred că te va mai suna să-și ceară ajutorul. Poate fi și aici o problemă, faptul că... Yeah, nu știu, poate nu... Frumos, nu? E un lucru frumos să fii independent. Da, dar ca bărbat... Poate, nu știu, îți va fi greu să știi că femeia pe care ai ajutat-o atâția ani de zile brusc nu-ți mai dă niciun telefon pentru că, uite, are banii ei. Mădălina, nu. Mădălina, nu. Deci e dacă puternic, ne-am certat cu greutate. La cuvinte, Natalia, you know, deci, nu știu ce relație ai avut tu, dar relația mea... Am avut și eu unic tot felul de relații. Așa, deci nu cred că dacă m-aș certa cu Mădălina la cuțite... Nu mai mă sună sau nu. Tu ești un gentleman oricum și cred. Sunt sigură că de fiecare dată tu ai ajutat-o pe Mădălina, indiferent de relațiile pe care le-ați avut. Asta îți spun din start, că se vede au cu ochiul liber. Au multe alte probleme mult mai agravate între noi doi și tot am vorbit și tot am sunat și tot ne-a interesat unul de altul. Există șanse de împăcare între voi doi? Mai există șanse? Nu știu. Dar nu ne-am certat. Nu mai înțelegem nimic. Suntem într-o nebuloasă continuă. Sau condiția este să abandoneze business-ul. Nu, doar că love and marriage. Dar dacă abandonează business-ul, Nic, dacă abandonează acest business, te gândești să, nu știu, să reveniți la sentimente mai bune unul către celălalt? Îți dai seama că vom vedea ce aduce ziua de mâine. Chiar dacă între noi există niște conflicturi de discuții și asta, încă discutăm, încă încercăm să punem lucrurile cum trebuie, dar bineînțeles că nu trebuia să iasă în presă lucrurile astea și dacă au ieșit lucrurile astea în presă... Simt miros de împăcare. Și eu. Aici miros de împăcare și hai odată cu nunta aia, Nică... Dragostea câștigă întotdeauna. Vrem să jucăm și noi la nuntă, n-am mai fost la o nuntă de când eram mică. Și nunta de asta cu fast așa mare. Nică, îți mulțumim tare mult. Că, iată, eu din nou aș vrea, ai, știi, aș vrea să stau liniștit și să nu mai dau niciun interviu pentru că nu mai. Deci chiar decizia lui Mădălina îi aparține și tot ce face aia aparține și și văd că să fac milioane de subiecte pe genul ăsta și nu sunt eu involvat. E singurul meu
interviu care vi l-am dat vouă. Mulțumim din suflet, mulțumim și apreciăm. Apreciăm. Noi mereu am fost, lângă voi, că a fost bine, că a fost rău. Noi întotdeauna ne-am interesat de soarta voastră și ne bucurăm că și tu la rândul tău ai răspuns pozitiv la toate apelurile noastre. Ce să zic, noi... Un om foarte pozitiv întotdeauna, Andrei, și voi fi în orice problemă, depinde cum ți-o pui în cap, că dacă aș pune un alt fel... poate cine știe ce s-ar întâmpla, aș fi un om foarte supărat, nervos, dar chiar dacă nu-mi place ceva, trebuie să gândești pozitiv și să te gândești pozitiv foarte în toate adevărat. Și în decizia. Nic, îți mulțumim foarte mult și îți dorim mulțumim o zi minunată în continuare. Îți mulțumim mult de tot. La revedere. Te salutăm, Nic, și toate cele bune. Până atunci o salutăm și pe colega noastră. Da.